Craioveni au întâlnit duminică seara cea mai bună echipă din play-out, Concordia Chiajna, formație ce nu suferise decât o înfrângere până la ora disputei de aseară. Oaspeții încep mai bine, dar portarul Popescu scoate incredibil lovitura de cap a lui Niase. Universitatea este mai pragmatică și deschide scorul la prima ocazie. Bancu recuperează o minge la centrul terenului, poartă un contraatac în doi alături de Rocea, apoi pasează excelent în centrul careului, de unde Băluță nu iartă. CSU pune presiune pe adversari, iar la următoarea acțiune, Ivan face 2-0, înălțându-se deasupra tuturor și trimițând imparabil cu capul din cornerul lui Zlatinski. Ne-am zbătut mult astăzi să câștigăm acest meci. Sunt bucuros că am câștigat cele 3 puncte și că au venit suporterii la stadion să ne susțină chiar în ziua de Paște. Mă bucur că în sfârșit am adus încă un plus echipei. Mă bucur că de Paște am reușit să le facem o surpriză suporterilor și sper că de acum încolo să mai facem niciun pas greșit. Ne bucură foarte mult, în bucuria asta le-am lăsat și băieților două zile libere. E important să vedem care este situația lui AK, dacă el va reuși să se alăture lotului în deplasarea de la Timișoara. Și mă îngrijorează cel mai tare faptul că se vor face cumul de cartonașe și mi-e teamă că la un joc să nu cumva să am lipsă din primul 11 2-3 jucători, că atunci am va crea destule probleme. În etapa viitoare, craiovenii vor evolua în deplasare la Poli Timișoara. Mai sunt de disputat 5 etape din play-out. CSU se află pe primul loc cu 32 de puncte, la egalitate cu CSM Iași.